desene de artă decorativă alese de regină să însuflețească încăperile castelului de la Bran, cașpourile din aramă, încărcate odinioară cu florile preferate ale reginei, creațiile acesteia în domeniul designului de mobilier, preferința pentru motivele românești în domeniul artei textile și ceramicii, se vor reuni în sălile expoziționale. Această atmosferă va fi întregită cu statuete sculptate din lemn pictat, cărți, vase de ars mirodenii, candele, un valoros tetrapod ortodox, o colecție de icoane pictate pe lemn, rusești și grecești, garnituri și piese de mobilier disparate realizate în stil neoromânesc. Stilul reginei Maria nu poate fi încadrat într-un tipar artistic obișnuit, pentru că imaginația ei, dublată de multiplele influențe stilistice regăsite la începutul secolului al XX-lea în revistele de specialitate, a creat un amestec interesant de elemente răsăritene bizantine, motive arhitecturale și etnografice locale, precum și de anumite modele de artă otomană și chiar motive vechi celtice. Este ceea ce exegeții din ziua de astăzi numesc stilul Regina Maria, însă suverana îl numea, în jurnalele sale, stilul Bran. Patrimoniul de excepțională valoare artistică și memorialistică aflat în încăperile regale de la Bran va fi completat cu piese de mobilier din Dradars, comandat odinioară în casa de ceai din grădina castelului, definindu-se astfel acel ceva fără nume, incomparabil, care este stilul reginei Maria.